Da, bun găsit, stimați spectatori, suntem la emisiunea Panoramic, urmărim cele mai importante evenimente ale săptămânii. Asta s-a întâmplat și în ultimile zile se întâmplă lucruri extrem, extrem de interesante, de ciudate, greu de explicat. Spuneam noi un scandal și altele, sau dacă vreți, un scandal nu vine niciodată singur, pentru că sunt câteva lucruri care încercăm să le lămurim în această emisiune. Unele din ele mărturisim că... Nu le, nu le, a lămurit nici organele abilitate, e și greu la unele să le, e mult de lucru, la altele însă extrem, extrem de previzibile. Pe tărâm, să spunem așa, economic, judiciar, avem în cazul Exifarma, acolo unde, de unde se părea că lucrurile evoluează liniar și vom afla cine sunt vinovații, că o firmă, a livrat timp de vreo 10 ani apă chioară în spitale pe post de dezinfectanți prin moartea surprinzătoare a patronului acestui, acestui mare conglomerat, până la urmă că Hexi farma era o firmă uriașă și cu multe contracte. Deci, spuneam, ne vom lămâni probabil la sfântul așteaptă cu această problemă, și un caz previzibil, deci știți, Direcția Națională Anticorupție se străduiește de vreo câțiva ani să-l prindă și pe Tăricianu cu ceva, având în vedere că Tăricianu nu și-a moderat poziția și este singurul politician din România, mai sunt excepții, gen Victor Ponta, să spunem așa, care spun anumite lucruri despre cele mai importante instituții de justiție din România subliniez cele mai importante instituții în condițiile în care DNA-ul fiind cu procurorii ar trebui să trimită doar. Dar în fine, asta e democrația originală din România sau legislația din România. Însă, de ce vă spun că e ciudat acest caz? E păi foarte simplu, gândiți-vă că în premieră în România, îl acuzăm pe Tăriceanu că ar fi spus nu știu ce care nu era adevărat cu ce spun procurorii, deși au fost chemat ca martor și transformat între timp în suspect și urmărit penal. E, cum să vă zic, că, având în vedere că e cel mai important critic la adresa unei asemenea instituții, permiteți-mi să nu cred în varianta oficială, gică contra, cum se spune, cum nu cred nici în varianta oficială în cazul Pharma. De ce vă spun acest lucru? Și mă întorc la acest dosar care e dezbătut pe toate părțile. Nu cred că ni s-au spus foarte multe. De afel, cred că acest caz este manipulat din toate direcțiile. Știți că versiunea cea mai uzitată ar fi fost că, vedeți, o reglare de conturi între servicii, a luat o scaltoacă sie de la șeful direcției anticorupție și de la care ar merge cu SRI-ul și că de fapt după aceea si ar firma aceasta fiind, așa cum spunea tot Tăricianu, ar avea un serviciu secret în spate. Mărturisesc că nu știu dacă e adevărat sau ceva, îi vă spun ce a apărut în presă, în absolut toate, nici nu e nevoie să cităm un nume de ziar pentru că în toate a apărut cam aceeași chestie, dar rămân niște întrebări una dintre ele și poate cea mai importantă este bâlba aceasta cu accidentul. Și foarte important, bun frate, avem de a face, deci era anticipabil că va fi trimis în judecată, poate arestat, în orice caz se declanșe urmărit penal, patronul Hexifarma. În aceste condiții, acesta nu era urmărit, deci putea nu era urmărit cel puțin la nivel oficial. Avem pe Sebastian Ghiță, mogulul media și membru în comisia de control a SRI care spune, nu domne, adică el anticipează că a fost urmărit. Pe bun, eu a fost urmărit sau nu? O mare enigmă. Apoi nu știu ce a fost ieri cu faza aceea, poate dumneavoastră înțelegeți mai multe. Pentru câteva minute un post de televiziune, e adevărat, cu audiență până la genunchiul broaștei, chiar dacă are are în spate o întreagă infrastructură, poate cea mai importantă din România, a lansat pe piață niște imagini conform căreia mașina cu care era patronul Hexi Pharma se ucea într-o direcție și până la urmă s-a dovedit un mare fâs, nu era mașina respectivă, dar atenție, pe înregistrările acelea de o oră, când se presupune că s-a ajuns la accident, nu apare deloc mașina de unde a apărut pentru că era singurul drum. De unde o fi apărut mașina aceasta? Sunt doar câteva din întrebări, ca să nu mai spun de bâlbele gen de unde cine a identificat cadavrul după haine, ba că fost asoția, ba, ba că actuala, a mai apărut între timp și testamentul și teoria de sinucidere, ba cineva, am văzut astăzi prin presă, dă ideea că de fapt a fost și în trafic, că vorbea la telefon, deci tot... Diverse lucruri. Cu siguranță însă uh, uh, Condrea este mort sigur este el și în același timp uh, cu moartea sa multe secrete se duc în mormânt. Dacă se va găsi laptopul cu acele contracte sau de fapt cu șpăgile care le dădea probabil că vom afla mai multe. Ceva îmi spune că nu o să vedem în vecii vecilor acel uh, uh, acel laptop ca și cum și nu vom vedea nici altceva. Știți că această firmă nu are arhivă sau de fapt are, dar e la o adresă secretă din București. Uh, Pun pariu că nu se vor descoperi nici aceste lucruri. Bine, anchetatorii n au o problemă din acest punct de vedere pentru că contractele au fost în toată țara. De la președinție până la ultimul spital, de la servicii secrete până la armată. Deci oriunde această firmă a pătruns cu contracte, vânzând se pare apă chioară. Bine, dacă e chiar așa, pentru că am senzația că cineva ne prostește în față și vă spun de ce. Este imposibil, și repet, este imposibil ca timp de 10 ani să nu-și fi dat nimeni seama că în momentul când dezinfectez cu ăsta este apă chioară, este să, apă cu spumă, să spunem așa, că găbănesc că asta era. Deci cred că e mai mult de atât. Însă, am și o altă întrebare și asta către autorități din alte domenii, gen poliție sanitară, sanepid. Această instituție a dat ani de zile amenzi în județul Gorș, ca să nu mai trec prin alte părți, pe instituții publice, pe uh, chiar firme private, că vezi, doamne, nu faci dezinfectare, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, să spunem așa, decât cu substanțe certificate. Păi, uh, domnii, doamnele respective, unei naiba le aveau certificate dacă am aflat că până și în spital ajungem cu substanțe contrafăcute, că pentru că nu avem, atenție, N-avem niciun laborator acreditat. Bun. Și atunci firmele astea, multe după, ca și ca ciupercile după ploaie, cât de luat în seamă trebuie să fie în momentul când ne dau acest substanță? Adică sunt credibile? Nu vorbesc de substanțele de import care ar trebui, care au patalama certificat și care nu putem să zicem nimic de ele. Atenție! E o problemă de discutat. Și nu numai de discutat, de luat măsuri, pentru că ancheta ar fi trebuit să continue. Țineți minte medicul din București, care a spus acum câteva zile că avem o problemă cu medicamentele din România, care nu prea au același efect cu cele străine? Sau, să hai să o spun altfel, o spunem pe televizor, nu avem încă dovezi, dar ridicăm, sunt discuții în spațiu public, în media. Ia gândiți-vă când vă duceți la o farmacie, mai ales care aveți prieteni pe la o farmacie și vă recomandă un, me un medicament cu aceeași structură, cu aceeași substanță și vă arată medicul, farmacistul, vă spune, ia pe ăsta, știi, prietenește așa și ăsta, chiar dacă este mai scump. Oare de ce o face? Numai ca să aibă un profit? Eu mă îndoiesc, adică nu că mă îndoiesc. Știu sigur că motivul este altul. Așa că gândiți-vă și eu, deci autoritățile ar trebui să meargă mai departe. Să nu se rezume doar la asta. Am avut substanțele acestea, hai să vedem ce e și cu medicamentele, pentru că și acestea, dacă, să zicem așa, nedezinfectarea legală au omorât câteva zeci de mii de români, probabil, nu avem o estimare clară ce se arunță în spațiu public, în săiureli. Cred că avem și în partea cealaltă pentru că nu se folosesc medicamente, din motiv de bani în special, deci de prețuri, nu folosim ce trebuie de multe ori și aceste medicamente din România ar putea avea probleme, dar s-ar putea să nu aibă. Problema e că ar trebui făcut un control și în acest domeniu. Faptul că nu știu ce firmă din România sau singura din România amenință că îl dă judecată pe medicul ăla ca a vorbit nu știu ce, nu mi se pare deloc o soluție sau nu am garanția că e ok. Deci aș avea nevoie de un control mai amănunțit, eventual, că știți că pe acestea controversate nu chemăm, știți când e câte o problemă și ăsta, hai să chemăm chiar experți străini ca să fie echidistanți. E, în momentele acestea când am avea nevoie de echidistanța unor comisii străine, nu se întâmplă nimic. Nu știu cum se face, deci nu apelăm niciodată la aceste lucruri. Întorcându-mă la cazul Hexi care se tot discută și probabil în fiecare seară vedeți la televizor aceste, aceste lucruri, trebuie spus un, un lucru despre acest scandal: că e departe de a se termina, dar în același timp, vă spuneam, dispariția patronului cu siguranță nu va nu are darul să lămurească aceste lucruri. Multe lucruri vor rămâne nelămurite pe veci, poate că asta s-a și, poate că asta s-a și dorit și trebam și astăzi, mă uitam pe internet, foarte mulți români, dacă nu a spune majoritatea celor care se manifestă într-un fel sau altul public, spun că e ceva necurat în acest lucru și se tem de o mușamalizare. Și cum nu te-ai teme de o mușamalizare în momentul când târâși, răpiși cu eforturi supraomenești început și parchetul un dosar în rem? Cum nu te-ai teme de faptul că avem autorități care se antepronunță, spun că au fost autorități care au ignorat atenție? Sunt uh, oamenii în serviciu Au adresat niște informări Bănuiesc, nu știu cum arată că sunt secrete Dar Bănuiesc că informația exista că sunt nereguli Nu s-au luat în seamă Bun uh, Nu s-au luat în seamă atenție nici după izbunirea scandalului Ori în aceste condiții Poți să te întrebi Mă frate Ceva e putred în Danemarca uh, Acum nu știu cum uh, Cum credeți E că s-ar putea această rezolvare, s-ar putea găsi această rezolvare și dintr-un alt, uh, al motiv, uh, că inclusiv anumite autorități ale statului ar avea probleme dacă s-ar merge mai departe. Și atunci, cea mai soluția cea mai facilă, cum s-a întâmplat și cu Codus Marta și cu alții, dispariție fizică sau doar uh, deci știm că a, ple a dispărut, nu știm ce s-a întâmplat cu el și din acel moment toate se, uh, toate se recalibrează din, ace din acest punct de vedere. O să mai af aflăm dezvălui, probabil că acea directoare a firmei care declara că nu știe nimic din toate acestea va fi calul troian sau nu, țapui spășitor ca să spunem așa în sensul că pe ea se va centra, totul va trebui să plătească o altă parte de, de, fostul patron. Firma practic lichidată, o să fie niște procese, nu știu cât de legal sau se poate lua din averea pe care o are, cel puțin la nivel vizibil, Condrea și cam atât. Deci nu cred că se va mai întâmpla altceva, iar la un moment dat toate aceste lucruri probabil vor fi schimbate de alte firme alte jocuri, alte interese, pentru că asta este România. Dar dacă tot este să vorbim de, de, acest, de acest caz mai departe, mai trebuie spus un lucru. Și anume că în cazul Hexi Pharma, spuneam, am avut o intervenție extrem de lentă a autorităților. Dacă, dacă la anumite chestii chiar și când nu se întâmplă nimic sau în orice caz avem intervenții ale autorităților rapid, nu știu ce și nu știu cum, mai țineți minte isteria colectiv? Acum, deci la colectiv până la urmă cât au fost? Au fost câteva sute de persoane, dintre ele rănite și mai puține, e adevărat, morți câteva zeci, și o isterie națională, am dat jos un guvern, am făcut nu știu ce, așa, știți, cum spunea președintele, au trebuit să moară oameni, nu știu ce și nu știu cum. Acum parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși este clar că măcar câteva zeci de mii de români au murit. Totul e ok, așa autoritățile să se mai gândească patronul nu este lăsat în libertate, dar probabil amenințat ca la un moment dat să cedeze psihic. Toate lucrurile acestea mă fac să cred că lucrurile sunt mult mai grave și că nu se va întâmpla nimic din acest punct de vedere. Știți cum se spune, bine ar fi să ne înșelăm, dar toate lucrurile duc în această, în această direcție. Nu o să mă extind pe acest scandal foarte mult, de asta mi-am și propus în foarte multe subiecte pe ordinea de zi, foarte multe scandaluri. Și... Uh, Aș vrea să mă întorc la uh, un alt scandal, deci dacă scandalul HXR Pharma, oricum îl vedeți pe televiziunea națională și cu siguranță, o să mai aflați în următoarele săptămâni câte ceva despre asta sau câteva luni și apoi se va estompa, vin alegerile locale, după aceea, încet, încet, vom avea, vă spuneam, probabil cineva va trebui să fie țapi spășitor și încet, încet, lucrurile vor intra pe făgașul normal, cu ghidimele de rigoare. Uh, scandalul politic, acela în care iată că și uh, Tăricianu este, este atras, uh, n-ar trebui să ne mire. Pe surse, cei care lucrăm în presă și mai ales cei care lucrează în presa centrală au tot primit diverse lucruri că se lucrează la un dosar pe că s-a cedat platforma continentală când era Tăricianu prim-ministru, că Tăricianu este vinovat de nu știu ce retrocedări, că Tăricianu nu știu ce... Până la urmă lucrurile nu s-au probat de niciodată pentru că dacă existau dovezi, bănuiesc, bănuiesc că cu cel puțin cu Tăricianu care nu tăcea din gură la adresa de aia, se făcea sigur un dosar. Nu a fost până acum e o anumită imunitate dar la anumiți politicieni, dar președintele Senatului nu face parte din aia care au imunitate. Mă refer în sensul din partea organelor de control. Din nefericire pentru el, iată că până la urmă s-a înclopit un dosar. Așa, probabil că acum vor mai apare unul, două repede ca să justifice pentru că asta, că vezi, doamne, nu a recunoscut că îl cunoștea pe nu știu cine cel puțin ăsta e comunicatul DNA, mi se pare cu sucuața albă. Adică e din genul de dosare care trebuie să demonstreze ceva. Dar eu rămân la părerea că aceste, acest gen de dosare nu fac un bine justiției. Și vă spun de ce. Foarte simplu. Cu riscul de a supăra anumite persoane. Deci, în cazul oamenilor politici, în cazul oamenilor cu popularitate, tu, ca organ de justiție, că ești parchet general, DNA, DICOT sau ceva, trebuie să vii cu cazuri solide. Să vii cu cazuri indubitabile și așa se face în Occident. Adică, în momentul când vii și ăsta, bă, să fiu eu convins, eu Ionescu, că l-ai vinovat. Păi, ce se întâmplă la noi? La noi ai senzația de foarte multe ori bine și în condamnările de-au fost. Că vreau să vă spun că, iată, credeți că să și să mai și miră? diversi oficiali și diversi politicieni cu, cu, care spun, care nu repetă decât, nu contrazice în justiția, nu face nu știu ce și nu știu cum. Ca om politic, nu eu, ca om politic care se respecte, orice parlamentar ar trebui să spună, e opinie politică, da? Ar trebui să spună, bă, mie nu-mi convine activitatea DNA. Că mă ia pe mine sau nu în cazul, că știți că sunt foarte mulți parlamentari cu probleme, asta e altă treabă. Da, este imunitatea care mă apără. Nu să spui tu la CSM că lezezi inspecția judiciară, că lezezi justiția. De deci ce părerea unui politician. Dacă părerea respectivă n-ar avea rezonanță, nu ar fi nicio problemă. Adică te-ai te, te discreditat singur ca politician. Faptul că acest discurs prinde și de aia reacționează ceilalți, cei ai justiției, reprezentanții înseamnă că undeva lucrurile nu sunt în regulă întorcându-mă în acest caz, da, mă așteptam să vedem un dosar închigat, da, bă, frate, se întâmplă și iată, tu ești vinovat sau există suspiciunea rezonabilă, nu? Parcă așa se spune în lege. La noi, că de fapt l-am chemat ca martor, că după aia îl trecurăm în urmărire, pentru că, vezi, doamne, nu știu ce a spus, că de fapt n-a recunoscut, că nu știu ce. Deci, la acest moment, până vom vedea altă, lucru stă cam ca să fie, cum să spune, adică să bifăm că l-am dus la DNA luna trecută și că să mă văd asta pentru că, vezi, doamne, el are acel discurs în care critică, dar atenție, ce spune Tăricianu? Că justiția sau anumiți reprezentanții ajută încalcă anumite reguli democratice, anumite drepturi cetățenești. Asta cu teoria că Cam am mai auzit-o și asta la foarte mulți oameni din justiție. Vezi, doamne, trebuie să facem și acest lucru numele anticorupției și nu știu. Nu, frate, ne discredităm. Deci, de asta, cei cu... sunt oameni, eu nu n-am văzut până acum, unul care l-a luat DNA-ul care să nu fie vinovat. Deci, într-un fel de altul s-a demonstrat. Sunt și cazuri de genul ăsta, dar în mare parte din cazuri s-a ajuns la chestia asta. Bun, dar faptul că există și celelalte cazuri. Faptul că pare partizană această, nu știu dacă este partizan, dar pare, asta face ca cetățenii să voteze cu ăla, ba din contră, îl victimizezi. Deci bănuiesc că dacă Tăricianu cu acest, această tinichea a pus acum de coadă de urmări pe anul, dacă candida la primăria Bucureștiului, acum, astăzi era primar general. Pentru că Oamenii ar fi votat cu el și mai mult pentru că era socotit o victimă. Ori, asta nu face un bine justiției. Procurorii se discreditează cu astfel de gesturi. Nu înseamnă că nu e nevinovat. Poate că este. Nu știm asta. Dar atenție! Cred că una din problemele mari ale DNA, DICOT, chiar parchet general, este pr -ul trebuie aduși profesioniști care să explice, să spună. Dacă poliția nu are o problemă în sensul că, în general, acele comunicat, l-am prins pe ăla, l-am făcut pe ăla, nu știu ce, e vinovat de asta, la parchete sunt probleme mari de comunicare. Și nu că probleme mari de comunicare. Sunt în unele cazuri chiar acestea. Deci dosarele par destul de, de subțiri. Iar când trebuie să fie foarte solide, sau când te aștepta să fie ăsta, reacția este ca în, ca în cazul Hexifarma. Vi se pare normal asemenea lucru? Eu cred că n-ar fi. Mergem mai departe, apropo de alte scandaluri. Uh, uh, trecem puțin granița, pentru că nu întâmplător. Uh, pe agențiile, pe fluxurile de știri, a apărut astăzi un material. Uh, ze zeci de români sunt arestați în Spania au pus în pericol viețile a milioane de oameni ia să vedem ce au mai făcut românii noștri apropo, reprezentanții diaspora românească așa uh, autoritățile spaniole au arestat 53 de români și 4 spanioli care ar fi constituit un grup infracțional căruia sunt atribuite numeroase acțiuni de sustragere de cabluri de cupru comise pe întreg teritoriul Spanii, relatează Mars presa din această țară. Furturile au vizat instalații considerate strategice, precum infrastructuri feroviare, rețele telefonice și de electricitate, dar și platforme eoliene și fotovoltaice. Iată cu ce se ocupă o parte din co-naționalii noștri, dar au luat și spaniol ca să, fie, să se vadă cooperarea la nivel de Spania, dar vreau să vă spun că Poate suntem fericiți că au plecat peste hotare, vă dați seama la cum merg trenurile noastre și la cât se fură în România, apropo de CFR sau de alte infrastructuri, dacă rămâneau și ăștia care le aveau așa, practic nu mai funcționa nimic în România. Și așa am ajuns în situația din, din ce spune și presa, dar și oficialii CFR-ului, în care pe linii recent modernizate să mergi cu semnalizarea cu la antena sau ceva pentru că între timp s-au furat cablele de la instalații suntem în România și asta ar cam trebui să ne dea foarte mult de gândit. Asta dacă vrem să mai rămânem în, dacă să mai rămânem în țară, că știți cum mai mult în ultimul timp foarte mulți își fac problema doar ca să plece, ca să plece din țară. E, și acum vreau să vă spun că astăzi a apărut o decizie crucială, aș putea spune, vreau să vă spun că am urmărit toată ziua să văd hotărârea Curții Constituționale privind privind sesizările din ultimul timp pe abuzul în serviciu. A fost un întreg scandal, presiuni fantastice pe Curtea Constituțională. S-a mers până acolo încât șeful unui parchet important a amenințat efectiv judecătorii. Nu mai mă, mă refer aici că e un imens scandal dacă țineți minte, în ultimile, în ultimile zile, săptămâna trecută a apărut o ordonanță din așa din an de modificare a codului penal și de procedură penală, ele care au fost germinate nu știu câți ani și au fost aplicate și s-a trezit că sunt neconstituționale vreo sută și ceva de articole. Și acolo s-au strecurat niște chestii care ar, trebui, ar fi trebuit să sară în sus toată opinia publică, fiind campanie, fiind asta nu s-a prea, s-a trecut peste anumite posturi de televiziune din anumite motive. Adică eu mă gândesc de genul patroni arestați sau la aproape de intrarea la Mititica, în, deci, firmele cu probleme financiare grave și în orice caz cu anaf nu știu ce. De ce mă gândesc la asta? Pentru faptul că într-o țară normală din Uniunea Europeană și într-un cu unii normal la cap, nu poți să treci procurorii peste judecători. Sunt niște scandaluri care se, se produc, la, au apărut în acest moment, s-au strecurat printre articolele care trebuiau modificate și de care parlamentarii n-au făcut-o și a trebuit să intervină guvernul, jos pălăria de aici, s-au strecurat și niște excepții care întăresc fantastic puterea procurorilor în dauna judecătorilor unde nu se întâmplă nicio țară din Europa. Da, asta cu procurorii se întâmplă prin țările acelea cu dictaturi sau cu regimuri mai autoritare, dar văd că nimeni nu se sesizează, în ce caz reacția este foarte slabă. Bun, și trecem la evenimentul de astăzi. Cităm de pe Hot News, cităm. Judecătorii Curții Constituționale au decis mar să amâne pentru data de 15 iunie, inspirat, aș putea spune, că trecem de alegeri, Discutarea excepției de neconstituționalitate privind incriminarea abuzului în serviciu. Excepție ridicată în mai multe dosare, anunța Agerpres. Președintele Curții Constituționale, Augustin Zegdean, a anunțat marți că această chestiune, precum și alte excepții cu ce priveau abuzul în serviciu, necesită o discuție serioasă și s-a decis amânarea lor pentru data de 15 iunie. Eu spuneam că e foarte bine că s-a făcut așa pentru că se duce partea electorală că a început să fie speculată electoral în campanie. Vezi, doamne, unii sunt adversarii justiției dacă vor să, să legifereze mai bine abuzul în serviciu. Alții, a, apostolul, apostolii anticorupției și nu știu ce. După cum am văzut noi, clasa politică nu poate să se pună nici într-o parte, nici în alta pentru că avem reprezentanți în ambele tabere. Adică și după gratii, și în afara lor. Augustin Zegran, cităm, a explicat că amânarea unei decizii în cazul excepției de neconstituționalitate privind abuzul în serviciu a fost luată pentru a obține date legate de dosarele pe această temă, propunele formulate de procurori și deciziile instanțelor, astfel ce cerea a solicitat parchetelor statistici legate de dosarele în domeniu. Stați puțin. Adică să înțelegem că noi ne pronunțăm în funcție de câte dosare avem pe rol pe o aceeași tematică? Interesant. Între aceste excepții se numără cele care vizează pe fosta șefă adicot, Alina Bica, pe președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, și pe fostul președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu. Pe rolul CCR s-a aflat în marți 68 de dosare privind excepții ridicate în instanță, iar deliberările nu s-au încheiat încă la ora transmiterii acestei știri. Pe lista de sezon s-au aflat 8 spețe referitoare la abuzul în serviciu, în 6 dintre ele fiind invocate excepții de neconstituționalitate privind dispozițiile articolului 297, cod penal și toate celelalte. Bun, că avem niște coduri proaste, nu pe discuții. Și mă gândesc doar la chestia asta. Cum să faci recurs la aceeași instanță? Cum să încerci să revoci un judecător care îl socotești părtinitor când uh, el judecă speța respectivă? Deci eu te revot pe tine, dar eu, dar eu mă pronunț. Aberații. Astea nu, de nu sunt de justiție. Da? În fine, așa sunt legile, trebuie să le respectăm. Bun, mai departe, apropo de faptul acesta, când apare câte o chestie de genul ăsta, noi ce începem să facem? Să dăm, aoleu, scapă ăla, scapă Elena Udrea, scapă Alina Bica, scapă nu știu care. Deci ar trebui să ne gândim dacă sunt corecte din punct de vedere juridic și nu cine scapă sau cine stă. Pentru că nu avem normă să avem, uite domne, cum am mai auzit acum, rapoartele se fac, am închis 50, am închis 100. Credeți că e în regulă? Eu nu văd chestia asta. Ar trebui... Ca să nu mai spun că știți ce ne-a spus europenii. Vedeți că aveți o problemă cu închisorile. Vă dăm amendă pe bandă rulantă. Ar trebui să faceți, să faceți o reducere sau în orice caz o grațiere colectivă să mai eliberează închisori, că tot nu sunteți în stare să faceți altele. Ce facem noi? O, oh, cum să spun, păi, dacă facem chestia asta, scapă nu știu cine. Deci noi așa punem problemele. Și practic blocăm tot. Nimeni nu îndrăznește să facă nimic în România, nici în justiție, nici în economie și peste tot. Spuneam asta data trecută. Dar, um, apropo de scandalurile care sunt în România, dacă n-ați aflat, vă spunem noi, și asta vă citim tot de pe On News, unul dintre giganții energetici din România, singura firmă mare care a rămas, firmă, firmă mare în domeniul gazelor și petrolului, deci spuneam, gigant energetic românesc într-o situație greu de imaginat. Dacă vă vine să, să vă imaginați, Romgazul funcționează cu acordul de exploatare petrolieră expirate. Cele mai multe acorduri petroliere încheiate între ROMGA și Agenția Națională pentru Resurse Minerale au fost aprobate în 2004 prin trei hotărâri de guvern. În cei 12 ani care s-au scurs de atunci, peste 60 din acordurile petroliere, din cele 132 aprobate în 2004, au expirat. Conform legii petrolului, aprobată tot în 2004, ar fi fost necesară prelungirea prin hotărâri de guvern a acordurilor pentru perimetrele în care s-au dovedit. Au, au fost dovedite rezerve pe, peste estimările inițiale. Aceste hotărâri de guvern nu există, și astfel Rungaza a ajuns să exploateze gaze naturale pe mai multe perimetre în baza unor acorduri petroliere expirate. Păi bun! Dar de ce? Asta o nelămurire. De ce mai plătim guvernul? Fostul actual. Ministrii respectivi legi nu fac. sau Adică dacă propun, propun numai aiureli. Uh, fac numai de nenesărate. După cum do ați văzut, unii dintre ei a trebuit să și plece, apropo de miniștrii tehnocrații. Avem cazuri gen eu, ten, sănătate, în sănătate, care am avut mai mulți miniștrii, care n-au făcut nimic. Și în toate domeniile. Eh, iată că ne trezim și cu această de neimagina Deci firmă de stat care din 2004 lucrează pe aceleași uh, pe același sistem fără să se modifice nimic. Deci în 12 ani nu s-a găsit niciunul la ministrul al economiei, al energiei în ultimii ani, ca să facă ceva în această direcție. Noi am avut însă altă problemă, foarte ciudată apropo de chestia asta. Știți că, apropo, s de la una la alta, dar mă întorc la strategia energetică, pare tot, o, tot o vedem și nu e. Și neam a ministrul ăsta, Victor Vigorescu, sau cum îl cheamă, care ne tot lecții la gorș cu o fico, pățică, ce ou, că nu știu ce. Personajul respectiv, care acum cred că e prin Statele Unite într-o vizită cu, cu premierul, spuneam, personajul respectiv, practic de când a ajuns ministrul, ce a făcut? Absolut nimic iese la televizor, ne spune vom face, vom dege, ăia de la gorj și nu-s buni. Și cam asta, și că trebuie să facă concedieri. Asta e toată contribuția ministrului. Și când o să ne dea o strategie pe câteva foi care nu va respecta nimeni, că guvernul următor are alte priorități, indiferent de unde va veni, are alte priorități. Deci sunt multe, multe lucruri din, din, această categorie care nu cadrează. Sunt multe alte subiecte, apropo, apropo de scandaluri care uh, unele sunt date poate pe campanie sau au menirea de a acoperi altceva. Chiar apropo cu scandalul Hexifarma, ce acopere? Sau cazul Tăricianu a fost adus că să acopere Hexifarma? De discutat. Sau mai sunt alte cazuri care încă nu le-am văzut? Eu cred că aceste cazuri au fost scoase tocmai pentru a trece mai ușor acele modificări în codul penal și codul de procedură penală, care s-au făcut cu picioarele. Cred că asta ar fi o explicație. Ne întâlnim și săptămâna viitoare să vedem ce și cum, pentru că subiectele sunt foarte, foarte interesante și din ce în ce mai interesante în ultima perioadă. Mulțumim pentru atenție! La revedere!